Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, cu ocazia lunii decembrie, luna cadourilor, luna în care devenim mai altruiști, mai generoși, mai buni, mai darnici. Și le mulțumim din suflet tuturor invitațiilor noștri, colaboratorilor noștri care au fost alături de noi prin aceste materiale în decursul anului și de asemenea au acceptat invitația noastră de a intra în acest joc, în această campanie și acum la finele lui 2020. Astăzi un prieten foarte drag mi s-a alăturat acestui joc, acestei campanii și îi mulțumim din suflet. Este vorba despre Andrei Găitănaru, psihoterapeut, istoric al ideilor. Andrei ne va transmite un gând și pentru dumneavoastră, dragi cititori, un gând la finalul anului 2020 și începutul anului 2021. Și de asemenea, intrând în această campanie, dorește o carte, dorește o parte din tine, ne va spune la ce carte s-a gândit, ce carte vrea să dăruiască, de ce recomandă această carte și cărei persoane dragi o recomandă. Andrei. Mulțumesc tare mult pentru invitația, da, Sorin. Sunt și emoționat, adică odată ce m-ai invitat să spun câteva lucruri și să adresez câteva urări acum la final de an, da, nu mă simt așa de obișnuit să fac astfel de lucruri, așa că voi încerca să fiu cât mai adunat. Cum să ne prindă finalul de an? Păi cred că mi-ar plăcea să ne prindă pe cât mai mulți dintre, să ne găsească, de fapt, pe cât mai mulți dintre noi opriți. Opriți și într-un moment de atenție față de noi înșine și față de ceea ce se află în jurul nostru. Că, într-un fel, tot anul acesta, a zice că a stat sub semnul zăbovirii. Am fost opriți din a ne mișca, am fost opriți în a ne duce înspre afară și am fost cumva constrânși să stăm mai mult cu noi și în interior. Și a zice că acesta este un lucru bun, această oprire. Acest timp cu noi, dacă știm să-l folosim. E un moment în care putem descoperi, în care putem descoperi lucruri noi despre noi, în care putem să ne confruntăm cu lucruri pe care poate n-am vrut să le vedem, în care putem poate zăbovi mai mult asupra unor resurse interioare pe care nu le-am scos suficient de mult la suprafață. Ca atare, 2021, ai zice că mi-aș dori să ne găsească mai stabil pe cale. Pe cale. Această expresie, a fi stabil pe cale, a fost apare în textele părintului Andrei Scrima, preluate din tradiția Sfinților Părinți, apărând inclusiv la Sfântul Grigorie de Nazians. Și cred că acest dicton și acest îndemn are multe să ne spună și să ne ofere, a fi stabil pe cale. Cu alte cuvinte, să învățăm să înaintăm, să învățăm să ne mișcăm, păstrându-ne centru, fiind adunați, fiind în contact cu noi înșine, cu adâncul nostru tainic, care, ok, fiind tainic, nu ne este poate nici nouă foarte cunoscut. În fond, Sfântul Macarie cel Mare spunea că Dumnezeu este singurul cunoscător de inimi, inclusiv al inimilor noastre. Dar cel puțin putem avea ocazia să prindem crâmpeie de sens poate mai mult din interiorul nostru. Ori a păși stabil pe cale reprezintă exact acest îndemn de a ne îmbunătăți, rămânând tot timpul centrați pe adâncul nostru, nerisipiți în exterior. Ar fi fain să ne găsească 2021 așa și să reușim să facem asta în 2021. Nu există, propriu-zis, atât de multe rețete, cât foarte multă stăruință în această privință. Ce carte te-ai gândit să dăruiești și de ce o recomand? Și cui? Ce carte m-am gândit să recomand? O carte care m-a pocnit recent, ca să zic așa, și m-a pocnit de la voi. Voi... Și nu fac reclamă acum că spun asta. Noi suntem vinovați. Noi suntem vinovați. Știam că o să apară, dar m-am bucurat enorm că a apărut. Și este vorba despre Donald Calshed.
Trauma și sufletul. Exact, trauma și sufletul. Voi, editura Herald, ați mai scos un volum al lui, Lumea interioară a traumei. Exact. Ca să zic așa, sunt niște cărți care te demontează și apoi te remontează. Donald Kalshel este un psihoterapeut jungian, specializat pe traumă. A scris niște cărți, ca să zic așa, inconturnabile în această privință și pe această temă mare a traumei și a disocierii și a sinelui și a sufletului. Mari, teme mari și grele. Dar ce este fabulos în privința lui este că scrie extraordinar, adică are o capacitate, are o expresivitate care ajută enorm mesajul cărților lui. Mesaj greu, pentru că te trimite, în, cum spune chiar el în acest volum, în Kandaharul copilăriilor noastre traumatizante. Când am dat de expresia asta, Kandaharul copilăriilor noastre traumatizante, m-am cutremurat, propriu zis. Pentru că, mă rog, n-o să dezvolui foarte mult acum despre această carte, dar la fel ca cealaltă, Lumea interioară a traumei, e o carte care te bucură și te doare în același timp. Realmente. Și mă bucur că este un autor în viață. Realmente, e genul acela de bucurie pe care o am atunci când știu că în prezent, în lumea noastră, există astfel de gânditori de acest nivel. Și că la o adică, dacă vrei și vrei și vrei, poți să le scrii un mail și poți să le trimiți, transmiți un mesaj. Mi se pare minunat lucrul acesta. Îți spun, pentru mine a fost o mare bucurie. Am descoperit că a apărut și, cum să spun, am vrut-o de îndată. Și m-am bucurat foarte mult că am primit-o de la voi, chiar de la voi. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Nu am terminat-o, nu o să spun acum, nu am terminat-o, e pentru vacanța aceasta. Sper să reușesc să termin vacanța aceasta, pentru că e o carte consistentă, are undeva la 450 de pagini și este vorba despre 450 de pagini dense. Dense, adică foarte, foarte, foarte pline de sens și foarte roscolitoare în același timp. Dar extrem de frumoase. Nu te lasă doar demontat, ci și te remontează, are această capacitate. Aproape pe aceeași pagină. Te desface și te reface după aceea. Ca tare sunt foarte bucuros să o pot semnala. Și cui se recomand? Eu recomand unui prieten drag. Eu recomand lui Sebastian Olar, pentru că și el este preocupat de aceste teme. Poate și el de vreo 2 ani în acest univers al deplierii de sens, al cotloanelor sufletului nostru. Are și el propriul lui travaliu terapeutic și sunt convins că îi va prinde foarte, foarte bine cartea aceasta și că îl va bucura. Deci, iată, trauma și sufletul, o noutate editorială, putem spune, de Donald Kalshed, carte pe care Andrei Găitănaru o oferă mai departe unui prieten foarte drag. Mulțumim din suflet, Andrei, pentru că ai acceptat invitația de a participa în cadrul acestei campanii Dorește o carte, dorește o parte din tine, campanie online pe site-ul editurii Herald. Dragii noștri, nu uitați o informație și pentru dumneavoastră, apropo de dorința de a dărui de cadouri. În această perioadă, până pe data de 25 decembrie, până când ține campania, toate cărțile de pe site-ul editurii Herald, absolut toate, în limita stocului disponibil, bineînțeles, au o reducere de 30%. Mulțumim din suflet, Andrei Găitănaru, mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod, bineînțeles cu un alt invitat care a acceptat invitația noastră. Până atunci, aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!